Oțelul este o stare de spirit. Oțelul este un brand foarte mare în Moldova. Și trebuie să recunosc că lumea este dornică ca această echipă să ajungă cât mai repede în eșalonale superioare ale fotbalului românesc, pentru că consider, nu numai eu, și toată lumea consideră că acolo este locul Oțelului. Vorbim de o echipă care a fost campioana României, care a câștigat Supercupa României, a câștigat Cupa Intertoto, a jucat în Champions League, este una din patru echipe care au jucat în Champions League din fotbalul românesc și Oțelul se numără printre aceste echipe. Sunt bucuros să fiu la acest club, sunt mândru că sunt aici și muncesc pentru a-l readuce acolo unde trebuie să fie. Așa este. E trist? Este foarte trist, pentru că orașul nostru era obișnuit cu echipa asta an de an în Liga 1. Echipa asta aducea multe bucurii gălățenilor și da, a trecut mult timp. Ce s-a întâmplat în trecut, nu știu, nu vreau să vorbesc, pentru că nu este problema mea. Cert este că o mână de suporteri, niște oameni inimoși, au readus brandul Oțel în prim plan. Așa, și datorită lor au renăscut un club care era mort. Acum ei au readus clubul în fotbal, așa. Iar noi acum executivul ne luptăm să readucem clubul în elita fotbalului românesc. Deci aici este un mix în care trebuie să recunosc că se lucrează foarte bine cu membrii Socios, cu consiliul director, oamenii care au pus umărul și au reînființat această echipă, iar conducerea executivă are, cum să spun, obligația cel puțin de a munci și a reuși să ducă Oțelul în eșalonul 2, cel puțin anul ăsta, sezonul acesta care deja s-a terminat prima parte, și ne găsești într-o poziție, să spun așa, în care am avut-o ca obiectiv la începutul campionatului. Deci una peste alta, nu știu dacă Oțelul să mai ajungă în Champions League curând, toate că ne dorim, dar consider că fotbalul românesc are nevoie de Oțelul Galați.